Deși se apropie Paștele, care anul acesta se sărbătorește pe 1 mai, dată la care, de regulă, lumea merge pe litoral. La munte este iarnă în toată regula. În stațiunii ninge, iar cei care vor ajunge acolo în weekend vor putea schia. Vremea din ultimele zile ne duce cu gândul mai mult spre Crăciun decât spre Paște. Dacă în restul țării am avut parte de vreme rece, la munte temperaturile au ajuns la pragul gerului. Din cauza frigului, oamenii s-au îmbrăcat cu haine groase ca în toiul iernii. Meteorologii nu au vești mai bune nici pentru următoarele zile și spun că de Paște în stațiuni va ploua, iar la altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Va veni frigul, nu vine Paștele. Venit fi? Este foarte frig, dar da. poate și vântul și, și ca iarnă. Turiștii sunt sfătuiți de salvamontiști să nu se aventureze pe traseele montane ce duc către platoul Bucegi, din cauza zăpezii acestea rămân în continuare închise, în plus pe omnele voi încă mai există riscul producerii avalanșelor.